să frumoasă cu e curița ta. Numai socialismul a pus capăt pentru întotdeauna asemenea stări de lucru. Iată de ce și de la această mare adunare populară doresc să le spun unor cercuri de peste hotare care încearcă să minimalizeze realitățile socialismului, forța revoluționară a principiilor socialiste de organizare a activității economico-sociale, că România, prin tot ceea ce a realizat, demonstrează că nu poate exista cale de întoarcere, că nu se poate pune în niciun fel problema ca minunatele construcții industriale, agricole, sociale să fie privatizate, ca să folosesc expresia care a devenit la modă astăzi, care înseamnă, de fapt, întoarcerea la capitalism. Pentru România, capitalismul a pus pentru întotdeauna, nu există decât un singur drum înainte pe calea revoluționară a Partidului Comunist spre socialism, spre comunism. Stimați telespectatori, pentru că acum avem voie să râdem și să zâmbim, pentru că și râsul era interzis, vă propunem să vizionați o capodoperă a cinematografiei mondiale, Dictatorul, de și cu Chaplin. Chaplin se gândise la Hitler, noi la Ceaușescu. Analogia este evidentă. Vă dorim vizionare plăcută. Se intra în capitală printre maghiernițe. Noile magistrale au desființat noțiunea de periferie. Calea Griviței se desfășoară pe kilometri de înălțime. Fostul câmp al Lăptarului a devenit microraionul Giulești. La porțile de sud ale Bucureștiului se înalță construcțiile de pe șoseaua Giurgiului. Noul cartier Balta Albă tinde să facă joncțiunea cu blocurile din Mihai Bravo. Este un fel de a încercui Bucureștiul cu frumusețe. Străzi fitice au dat nume unor noi cartiere, Sergent Nițu Vasile, Bercen. Numai în ultimii 5 ani, bucureștenii au primit peste 64.000 de apartamente în care s-a mutat o populație echivalentă cu cea a orașelor Ploiești sau Timișoara. Alte 13.170 de apartamente vor fi date în folosință în cursul acestui an.
aniversarului Marii Revoluții Socialiste din octombrie, în sala congreselor de la Kremlin a avut loc ședința solemnă comună a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice și a Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse. În dimineața zilei de 4 noiembrie, în cadrul ședinței solemne, a luat cuvântul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dragi tovarăși, exprimând satisfacția delegației de partid și guvernamentale române de a participa la ședința festivă comună a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a Sovietului Suprem al URSS-ului și al Sovietului Suprem al Republicii Socialiste Sovietice Federative Ruse, am deosebită plăcere de a adresa cu prilejul celei de-a 50-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din octombrie, membrilor Comitetului Central al Partidului și Guvernului Sovietic, deputaților, tuturor comuniștilor, întregului popor sovietic, cele mai calde felicitări și un salut frățesc de solidaritate internaționaliste din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, a întregului popor român. Pe 11 iulie a sosit într-o vizită oficială în România președintele Republicii Africa Centrală, generalul Jean Bedel Bokassa. În altul oaspete a fost întâmpinat de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, de președintele Consiliului de Ministri, Ion Gheorghe Maurer, de membri ai guvernului și persoane oficiale. După tradiționalele urări de bun venit, cei doi șefi de state au trecut în revistă garda de onoare. Mii de cetățeni ai capitalei au aclamat de-a lungul întregului traseu pe cei doi șefi de state. În aceeași zi, președintele Bokassa a făcut o vizită protocolară președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate. Președintele Nicolae Ceaușescu a înmânat în altului oaspete Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa 1. La rândul său, președintele Jean Bedel Bokassa a înmânat președintelui Nicolae Ceaușescu Marea Cruce a Ordinului pentru Merit al Republicii Africa Centrală. În cadrul vizitei... Acesta este Bucureștiul, primul oraș al țării, dar și prima ei cetate industrială. În aceste zile înnobilate de tensiunea efortului creator, dedicăm secvențele noastre economice harnicului detașament al muncitorimii bucureștene, celor ce prin sârguința lor zilnică, exemplară, realizează mai bine de o șesime din producția industrială a țării. În ritmurile înalte de lucru, în substanța fierbinte a faptelor își găsește expresie angajamentul de a îndeplini cincinalul în 4 ani și jumătate și de a realiza o producție suplimentară în valoare de 52 de miliarde lei. 54 de întreprinderi bucureștine au intrat în ultimul trimestru cu un avans de 3 luni în îndeplinirea sarcinilor pe primii 3 ani ai cincinalului. Înfăptuind indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la începutul acestui an, colectivul uzinelor Grivița Roșie acordă o atenție sporită calității produselor, realizării unor indici înalți de utilizare a mașinilor umelte. În climatul efervescent, bun conducător de idei al întrecerii pentru devansarea cincinalului, lucrătorii întreprinderii Electrocentrale s-au înscris cu o producție suplimentară de 35 milioane lei. Combinatul de confecții și tricotaje, al cărui angajament este de a îndeplini cincinalul în 4 ani și 4 luni, încheie turul nostru de orizont prin industriile bucureștene, participante dinamice la efortul întregului popor pentru dezvoltarea țării, pentru bunăstarea oamenilor ei. Ne-am reîntâlnit cu oamenii uzinelor și întreprinderilor bucureștene pe străzile capitalei, ale acestui mare și tot mai frumos oraș al nostru.
Și pentru ca aceste aprecieri să nu rămână fără acoperire, am alăturat imaginilor de azi secvențe filmate acum mai bine de 30 de ani. Mai țineți minte? Prin piața universității circulau dezinvolt vehicule de un cal putere. Pasajul subteran sau intercontinentalul ni se par azi lucrurile cele mai firești. În dreptul blocului Scala ieșeau de pe Boteanu mici și zornăitoare tramvaiele. Deceniile scurse și-au gravat și aici amprenta lor înnoitoare. Piața Sfântul Gheorghe, străzi umile cu flașnetar și planete norocoase, care puteau ghici totul minus traiectoria urbanistică a Bucureștiului de azi. ...17.000 de apartamente realizate în primele 9 luni ale acestui an, 26.000 prevăzute pentru cel viitor, sunt reperele drumului ascendent pe care Bucureștiul, asemeni tuturor așezărilor țării, îl parcurge în anii acestui cincinal prodigios. De astădată un vernisaj al sănătății publice, noul spital din municipiul Pitești. Peste 400 de încăperi, o capacitate de spitalizare de 735 de paturi, o investiție de 50 de milioane de lei. Rezultat de ansamblu, s-a dublat capacitatea de spitalizare a orașului. Numai policlinica aferentă spitalului oferă peste 600 de consultații pe zi. Asistăm la cea de-a 2062-a operație efectuată de la inaugurare, cea de-a 9-a anul acesta. Spitalul a fost dat în funcțiune în vara lui 1973, dar noi l-am filmat acum, la început de an. Iată de fapt adevăratul debutant în jurnalul nostru în 1974. S-a născut la maternitatea Polizu, noaptea Revelionului, și se numește George Adrian Ștefănescu. Îi urăm mulți ani lui și tuturor colegilor lui de generație și le urăm mai ales ca viața să li se pară dulce ca laptele. Totopeni, la invitația președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a sosit în ziua de 25 august președintele Republicii Democratice Congo, Joseph Désiré Mobutu, care împreună cu soția întreprinde o vizită oficială în țara noastră. După salutul de bun venit, cei doi șefi de state trec în revistă garda de onoare. Numeroși cetățeni ai capitalei aflați pe aeroport întâmpină cu căldură pe înalți oaspeți. Coloana de mașini oficiale se îndreaptă spre București. Pe întregul traseu, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Joseph Désiré Mobutu sunt salutați cu entuziasm și cordialitate. În aceeași zi, înalții oaspeți au făcut o vizită protocolară la Palatul Consiliului de Stat, unde s-au întreținut amical cu președintele Nicolae Ceaușescu, soția acestuia și alte persoane oficiale. Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu a înmânat președintelui Joseph Désiré Mobutu și soției sale Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa 1. În același cadru, președintele Joseph Mobutu a înmânat președintelui Nicolae Ceaușescu și soției sale Marele Cordon al Ordinului Național al Leopardului. Miercuri după amiază, președintele Joseph Désiré Mobutu și persoanele oficiale din suita sa au vizitat capitala țării noastre, tânărul cartier Titan. Fabrica de mașini unelte și agregate București. Marca de fabrică FMUAB este apreciată în peste 20 de țări de pe toate continentele lumii ca o emblemă a produselor de mare tehnicitate. La Palatul acum 17 ani, exact în aceleași zile de august, în cinstea zilei de 23 august au loc primele transmisiuni ale stației experimentale de televiziune. Aici, stația experimentală de televiziune București. Începem primul nostru program. În acest moment, la stația experimentală... Dar experiența de atunci a devenit de mult o realitate.
televiziunea are astăzi un palat și înzestrări pe măsura cerințelor contemporane. Ea reprezintă o prezență activă în toate sferele vieții diurne. Micul ecran n-a împlinit decât 17 ani, dar noi cei de la Sahia, împreună cu dumneavoastră, desigur, îi urăm la mulți ani și promitem să revenim și la alte aniversări. Preslujitorii muzicii din țara noastră, care numără în rândurile lor talente remarcabile din toate generațiile, maestri venerabili și tineri ce pășesc cu entuziasm pe drumul afirmării, vor dărui eroicului nostru popor tot mai multe lucrări care să-i cânte faptele glorioase, să-l înaripeze în gradioasa operă socială pe care o întreprindem pe pământul României pentru victoria socialismului și comunismului. O șosea deschizătoare de perspective turistice, din Sinaia pe la cheile Zănoagei, Bolboci, Padina până la Peștera. Pitorescului încântător al locurilor, li se adaugă cabana Peștera în întregime renovată și modernizată. Pe căldurile cu care ne urmărește vara aceasta, e bine să știm că avem încă un drum către răcoare. Și pe unii dintre colegii mai tineri ai candidaților la studenție. Au pornit și ei, odată cu vacanța, la un alt examen, numai puțin revelator, un examen de maturitate a conștiinței. Alături de părinții lor, de frații mai mari, de educatori și profesori, pe șantiere, pe ogoarele sufocate ieri de năvala apelor, 300.000 de elevi vor lucra în această vară sub semnul devotamentului, al dragostei de patrie. Cu aceeași dăruire, mii de tineri participă la efortul general al țării pentru înlăturarea urmărilor inunțiilor. Ne aflăm la Dej, una din localitățile care au avut de înfruntat de câteva ori asaltul puhoaielor deslănțuite. Fabrica de produse refractare, pe unde apele au trecut în fronturi înalte de câțiva metri, și-a reluat, grație unor admirabile eforturi, ritmul normal de producție. O altă întreprindere din același oraș atât de greu încercat. Fabrica 530 de hectare de terenuri sunt pe cale să devină 530 de hectare de palate. De lumină se deschid către peisajul citadin al unui nou cartier bucureștean, în care viața de fiecare zi a suprapus definitiv confortul și eleganța modernă peste amintirea fostelor câmpii. Inginerul Boicu Igor ne-a vorbit despre ceea ce se naște. Cartierul Drumul Taberei, în cursul anului 1966, în semestru 1, se vor construi 1680 de apartamente, aceasta ca o primă etapă a dezvoltării în continuare a cartierului pe anul 1966. Joi 20 iunie, la București, în prezența tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și altor conducători de partici de stat, au fost reluate în ședință plenară lucrările sesiunii a 10 a celei de-a 5-a legislaturi a Marii Adunări Naționale. Deputații Forului Suprem al țării sunt chemați să dezbată importante proiecte de legi, cuprinzând o gamă largă de probleme, cum sunt noul cod penal, înființarea Băncii Române de Comerț Exterior, controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, nedobândite în mod licit, și altele. Prezentând o amplă expunere la proiectul codului penal, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a spus: statul nostru dobândește astfel un puternic instrument
menit să-l ajute în îndeplinirea marilor și nobililor misiuni ce au fost încredințate de popor, apărarea și dezvoltarea orânduirii socialiste, sporirea avuției naționale, ridicarea bunăstării materiale și culturarea maselor, ocrotirea omului. În continuare, deputatul Traian Ionașcu, președintele Comisiei Juridice, a prezentat raportul acestei comisii, după care a început discuția generală pe marginea proiectului de lege supus spre dezbatere și aprobare în altului for legislativ. Picele coapte primesc asaltul secerătorilor, care se desfășoară firește cu totul altfel decât în versurile lui Alexandri. Pe grânarul câmpiei Dunării, la IASU Zunu și Giurgiu, munca de recoltare înregistrează viteze cotidiene de 120 de hectare, cu mult peste cifrele planificate. Avântul campaniei agricole continuă și noaptea, la lumina razelor artificiale. Mâini harnice și utilaje de înalt randament strâng bob cu bob pentru pâinea cea nouă a țării. În miriștea abia despovărată se execută fără întârziere arături și însămânțări pentru o nouă recoltă a acestui an. La 5 septembrie, președintele Consiliului de Stat a primit pe înguza Carl I. Bond, însărcinat cu afacerile externe și cooperarea al Republicii Zair, care a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj călduros de salut din partea șefului statului zairez, Mobutu Sese Seko. Cazul exploziilor de inspirație, chiar dacă nu sunt decât modestele produse ale industriei de faianță și sticlă. Vă prezentăm câteva din modelele anului 1965. Gândite în linii nervoase, de grație și finețe, modelele acestea izbutesc, fără pretenții, să întâlnească arta. Grup de muncitori ai fabricii de pielărie și încălțăminte Dâmbovița și-au încredințat o sâmbătă după amiază și o duminică Oficiului Național de Turism Carpați, instituție iubită de toți amatorii de turism. Traseul Valea Oltului cu întoarcere pe Valea Prahovei. O excursie fulger. Valea Oltului e fără doar și poate splendidă, chiar văzută numai din autocar. Dar Sibiul în numai două ore era totuși puțin tel cam scurt. La Brașov, organizatorii au fulgerat și mai și. O jumătate de oră oprire. Bătaia cu zăpadă de la Predeal s-a desfășurat în disperate țipete de claxoane. Deși, după cum văzurăm la Constanța, ce frumos ar trebui să dureze. De azi, reprezentând un fapt sătesc devenit banal, sosirea unui nou transport de mărfuri la magazinul comunei. E cuprins aici o întreagă epocă istorică. Sunt relevate mutațiile de structură intervenite în viața și preocupările oamenilor. Pentru amatorii de statistici, precizăm că ne aflăm la magazinul universal din comuna Cioran, Prahova, care are un devăr anual de peste 20 de milioane de lei. Am consemnat aceste imagini ale zilelor noastre pentru comparațiile și mai sugestive ale anilor viitori. Contact între întâia noastră locomotivă electrică și sursa ei de energie s-a petrecut pe linia Brașov-Predeal. Pe drumul acesta, unde caii puterii galopează prin văzduh, s-a verificat o nouă victorie. Locomotiva electrică este de 3 ori mai puternică decât moderna locomotivă diesel. Dintre realizările fabricii de confecții din Brăila, trebuie să cităm cel puțin două date. Unei producții marfă suplimentare în valoare de 40 de milioane de lei, îi se adaugă faptul că de câțiva ani de zile, fabrica n-a primit nicio reclamație privind calitatea produselor ei.
în uzine și pe ogoare, acolo unde oamenii acestei țări hotărăsc cu eforturi și exigență căile mobilizării tuturor rezervelor pentru realizarea cincinalului înainte de termen, acționează dialogul direct, dialogul creator dintre conducerea partidului și oamenii muncii. În ziua de 1 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită de lucru în unități agricole din județul Constanța. Concluziile trase de secretarul general din studierea concretă împreună cu lucrătorii ogoarelor constanțene a obiectivelor imediate și de perspectivă constituie tot atâtea sarcini mobilizatoare pentru lucrătorii din agricultura întregii țări. Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vibrantă manifestare a unității de monolit între partid și popor, a prilejuit o analiză creatoare a realizării angajamentelor luate în întrecerea socialistă sub semnul apropiatei conferințe naționale a partidului. Vineri 4 noiembrie, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnăraș, Paul Niculescu Mizil și alți membri ai conducerii noastre de partid și de stat au vizitat expoziția industrială a Republicii Populare Bulgaria. Pe standuri sunt expuse utilaje, aparate și alte produse ale industriei care oglindesc dezvoltarea economică a Bulgariei socialiste. În timpul vizitei, conducătorii de partid și de stat au primit explicații din partea directorului expoziției și a specialiștilor bulgari. Sunt ani eroici în care prodigioasa activitate desfășurată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate politică și științifică de înalt prestigiu internațional, activitate în care s-a îmbinat în chip fericit, armonios, vocația muncii de creație științifică cu patosul revoluționar, și-a pus în mod decisiv amprenta asupra dezvoltării și înfloririi științei, învățământului și culturii românești, în unirea și organizarea forțelor creatoare din aceste sectoare, pentru asigurarea progresului multilateral al țării și desfășurarea cu succes a revoluției tehnice științifice în patria noastră, pentru îmbogățirea vieții spirituale și lărgirea orizontului de cunoaștere și cultură al întregului popor. Între două încruntări ale acestui iunie ploios, ne-a făcut plăcere să revedem Clujul. Machetele filmate acum 2-3 ani le-am regăsit în mărime naturală. Recordul de frumusețe aparține microraionului Gheorghien 1, cu finisaje superioare și reconfortante spații verzi. Alături, în ierarhie dinastică, se conturează mezinul său, Gheorghien 2. Plasat în apropierea zonei industriale. Sute de clujeni au solicitat să li se construiască aici locuințe personale. Le-am reproșat proiectanților doar faptul că n-au prevăzut și un cinematograf. Un afront pe care jurnalul nostru, evident, nu-l putea trece cu vederea. În pădurile Albele, Teșila și Ogarca din județul Ilfov, președintele Consiliului de Stat Nicolae Ceaușescu a invitat pe șefii misiunilor diplomatice acreditați la București la o partidă de vânătoare. Cadrul pitoresc al pădurii Albele, președintele Consiliului de Stat a oferit la terminarea partidei o masă vânătorească. Idealul oricărui fabricant de automobile este ca mașinile lui să poată trece, cum se spune, prin foc și prin apă. O țintă spre care se îndreaptă în regim sporit de viteză și constructorii uzinei bucureștene autobuzul. Remarcăm în acest sens un viraj structural de esență în organizarea producției. În locul mai multor secții de caroserii, vopsitorie sau montaj, câte una singură specializată pentru toate tipurile de autobuze. Aceluiași țel, eficiența economică, îi este subordonată și introducerea studurii prin puncte, care sporește viteza de lucru de 5 ori. Bombajele complicate impuneau adesea neplăcute ajustări cu kit.
Eliminarea lor prin reproiectare a conferit și un plus de eleganță noilor autobuze. Economii importante, peste 250.000 de lei anual, aduce instalația de vopsire prin uscare termică, realizată în uzină după un proiect românesc, ca și mecanizarea operațiilor de transport a caroseriilor pe flux. Ansamblul acestor măsuri a determinat în primele 5 luni o creștere a productivității muncii cu 5,4%. Dovadă certă că autobuzul s-a angajat serios pe ruta eficienței economice. Splendidelor ierni ale poenii Brașov, gospodarii steți le-au adăugat un nou punct de atracție, Coliba Haiducilor. Un local decorat cu gust și rafinament și care își respectă numele. Specialitățile casei, vânatul și puiul fript în sabie. În ziua vizitei noastre, printre cei prezenți se aflau și numeroși turiști străini. Dar după câteva păhărele de fetească, toată lumea vorbea aceeași limbă, perinița. Semea secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Bohuslav Knupek, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, și delegația Mișcării Populare a Revoluției din Republica Zair, condusă de Madrandele Tanzi, care s-a aflat în vizită în țara noastră la invitația Academiei Ștefan Gheorghiu. Întâia zăpadă așternută anul acesta peste București a fost pe cât de neașteptată, pe atât de frumoasă și, deși efemeră, folositoare melancolicilor și copiilor. E drept că vreo câteva ploi zdravene aveau să o spulbere repede. Noi vă oferim totuși aceste imagini ca o invitație la poezie sau la galoș, după cum veți socoti de cuvință. În pragul anului nou, tradiționalele urări ale copiilor bucureșteni. Amintiri scumpe care vor dăinui peste ani. Și iată sportul rege, sintetizat printr-un scurt portret al portarului naționalei, Răducan. Figură
figură de prim plan a fotbalului nostru, inconsecvent și cu sclipiri de geniu ca orice mare creator, iar fotbalul de calitate este o creație, Răducanu rămâne un personaj marcant al balonului rotund. Am aflat de la Tamango cugetarea unuia din marii lui admiratori, Gigel, transpusă în versuri. Asupra delicatei chestiuni mă întreabă astăzi unul din școlari. De ce, dacă apărătorii sunt mai buni, înaintașii au note mai mari? ...25 de ani de la înființarea clubului Steaua. O colecție prestigioasă de trofee a răsplătit de-a lungul anilor performanțele remarcabile ale membrilor lui. Zborul peste ștacheta ridicată la 1,91 m, record mondial și 2 titluri olimpice pentru Iolanda Balaș la Tokyo și Roma. Steaua înseamnă saltul de gazelă al Vioricăi Viscopoleanu peste 6,82 m, record mondial și medalie olimpică de aur în Mexic. Cu 15 ani în urmă, la Praga, Steaua însemna primul titlu european de box amator cucerit de Gheorghe Negrea, urmat peste câțiva ani de al lui Nicolae Gâjul și alții. Steaua mai înseamnă 2 titluri mondiale și unul olimpic ale luptătorului Gheorghe Berceanu, Alexandru Pânciu, cel mare al rugby-ului nostru, și evident Gheorghe Gruia, spaima portarilor de handbal, unul dintre favoritorii victoriei în Cupa Campionilor Europeni din 1968 și în Campionatul Lumii din 1970. Dar tot Steaua înseamnă și acest extraordinar Ilie Năstase. În sfârșit, Steaua înseamnă acel CCA din perioada în care Luton Town, timul englez redutabil, era zdrobit la București cu 5-1. Înseamnă campionatele și cupele României cucerite de-a lungul anilor de o gardă de maestri? Luni 18 aprilie a sosit într-o vizită oficială în țara noastră președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tovarășul Iosif Broz Tito împreună cu soția sa Iovanka Broz. Pe aeroportul Băneasa, înalți oaspeți au fost întâmpinați de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer și alți conducători ai partidului și statului nostru. Președintele Tito și tovarășul Nicolae Ceaușescu trec în revistă garda de onoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat oaspeților bun sosit în țara noastră. A răspuns președintele Iosif Broz Tito. Zeci de mii de bucureșteni au salutat cu entuziasm pe înalți oaspeți și pe conducătorii partidului și statului nostru, dând o caldă expresie sentimentelor internaționaliste care cimentează frăția țărilor noastre. Luni la amiază, tovarășul Iosif Broz Tito a făcut o vizită protocolară tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Conducătorii români și iugoslavi s-au întreținut într-o atmosferă caldă, prietenească. Perseverând cu leudabilă râvnă în preocuparea, semnalată și altă dată, de a sluji cât mai rapid cei 5 milioane și jumătate de posesori de librete CEC, Casa de Economii și Consemnațiuni ne oferă plăcuta surpriza unor noi înzestrări tehnice. Mașini perfecționate aduc durata unei operații la concurență cu probele de sprint, sub 25 de secunde. Prin aceasta, operațiunile, ca de altfel întreaga evidență a depunerilor la CEC, capătă un caracter criptic, mai tabu, dar sperăm că faptul nu supără pe nimeni. Noi, depunătorii, nu suntem decât niște numere oarecare, 205-602-4327 sau 311-101-7032. Numărul acestor numere a crescut numai în acest an, în primele 9 luni, cu 400.000, sporind corespunzător, respectiv cu 7,1%, soldul general al depunerilor. Octombrie a sosit la București într-o vizită oficială primul ministru al Republicii India, Indira Gandhi.
Pe aeroportul Băneasa, Indira Gandhi a fost salutată cordial de tovarășul Ion Gheorghe Maurer și alte persoane oficiale române. Cei doi prim-ministri au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport. Un grup de pionieri a oferit oaspeților buchete de flori. În timpul vizitei sale în țara noastră, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a fost primit de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și a purtat convorbiri oficiale cu președintele Consiliului de Ministri, Ion Gheorghe Maurer. Desfășurate într-o atmosferă cordială, convorbirile au prilejuit un larg schimb de vederi privind dezvoltarea și întărirea relațiilor prietenești dintre țările noastre, precum și unele probleme ale situației internaționale. Joi 19 octombrie, Indira Gandhi a părăsit Bucureștiul fiind însoțită la aeroport de tovarășul Ion Gheorghe Maurer. Cei doi șefi de guverne și-au luat un călduros rămas bun. Revelion, sfârșit de an, pregătiri febrile. Desigur, toate acestea se cuvin cinstite după datină cu un păhărel două. Pentru conducătorii auto însă nu se recomandă decât cel mult auto-sifonul. Altfel, în locul unui pom de iarnă poți să dai de pildă peste un pom adevărat. Lăsând gluma la o parte, trebuie să spunem că lucrurile sunt foarte serioase. În 10 luni ale acestui an, sute de accidente au avut drept cauză consumul excesiv de păhărele. Un exemplu din multe altele. Conducându-și mașina după un chef strașnic din cartierul Berceni, Corneliu Moldovan a nimerit în fundația unui șantier. L-am vizitat la spital. Cheful i-a trecut, dar urmele din păcate rămân. Un trist, dar necesar aviz amatorilor de păcărele. Până atunci, vă propunem să urmăriți o mostră de incorectitudine flagrantă, ca să nu spunem pungășie în toată regula. Suntem la grădina de vară din Petroșani, mai bine zis la o fereastră care dă în curtea din spate a acestei grădini. Priviți și dumneavoastră ce se întâmplă cu resturile de bere. Cine e individul care le strânge strop cu strop și apoi le pune dop? Și de ce? Pentru uz intern, personal? Nu credem. Bănuielile noastre merg în altă direcție. Oricum, e oribil că în afacerea aceasta a fost târât și un copil. Așteptăm un răspuns edificator din partea TAPL-ului Petroșani, a celorlalte organe de resort. Dragi tovarăși, sărbătorim azi împlinirea 45 de ani de la creierea Partidului Comunist Român, eveniment de importanță istorică în mișcarea revoluționară din țara noastră, care a dat un nou avânt luptei de eliberare sociale și naționale a maselor largi, ale întregului popor, pentru făurirea României libere și independente. În continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă expunere asupra luptei revoluționare a clasei muncitoare din țara noastră. Partidul Comunist Român a călăuzit cu înțelepciune poporul nostru în lupta grea pentru câștigarea și apărarea demnității, suveranității și independenței sale naționale, așezându-l astăzi în rândurile popoarelor care se bucură de interesul și stima întregii lumi. Generațiilor de azi, istoria l-a hărăzit fericirea de a vedea înfăptuindu-se visurile și dorințele cele mai cutezătoare ale înaintașilor. Lor le-a revenit misiunea de a făuri viitorul de aur al patriei. Brașovul, oraș cu veche tradiție turistică de la Coalele Tâmpei, a înscris în toamna aceasta, printre atracțiile sale, și un nou teleferic.
Cu cele două cabine ale sale, având fiecare câte 20 de locuri, telefericul apropie considerabil tâmpa de brașoveni și de oaspeții orașului. În 2 minute și 20 de secunde, ai și ajuns la altitudinea de 960 de metri, de unde te poți desfăta în voie cu încântătoarea panoramă a cetății. De ospitalieră, capitala noastră și-a sporit posibilitățile de a-și manifesta această trăsătură caracteristică prin recenta dare în folosință a hotelului Nord. O clădire modernă, cu interioare confortabile, capabile să satisfacă cele mai înalte exigențe, Hotel Nord constituie o izbutită realizare a constructorilor noștri. Un bar de zi realizat într-o decorație inspirată și un restaurant cu 400 de locuri completează armonios imaginea Căii Griviței și a capitalei noastre, aflată în continuă întinerire. La cea de-a 16-a ediție, Festivalul Filmului la Sate se înscrie printre cele mai ample acțiuni culturale educative organizate în lunile de iarnă. În comuna Comana din județul Ilfov, tradiționala sărbătoare s-a deschis cu participarea unor cunoscuți actori și realizatori de filme și a reprezentanților centralei România Film, în prezența unui numeros public dornic să facă cunoștință cu producția națională și cu cele mai inspirate pelicule din cinematografia internațională. Anul acesta, 5700 de cinematografe sătești mărturisesc semnificativ accentuata integrarea satului românesc în amplul proces de dezvoltare a societății noastre socialiste. Joi 23 iunie, în sala Palatului Republicii din Capitală, în prezența conducătorilor de partid și de stat, s-au deschis lucrările Conferinței Naționale a Femeilor. Cuvântul de deschidere a fost rostit de tovarășa Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor. Participă peste 3.000 de delegate și invitate din toate regiunile țării, precum și reprezentante ale organizațiilor feminine de peste hotare. În aplauzele asistenței a luat cuvântul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Secretarul general al Comitetului Central al Partidului a dat o înaltă apreciere muncii femeilor în construcția socialistă din țara noastră, spunând: pentru activitatea nobilă, închinată fericirii patriei, pentru succesele obținute, fericit din inimă, în numele conducerii de partid și de stat, muncitoarele, țărâncile, intelectualele, gospodinele, toate femeile din Republica Socialistă România, fără deosebire de naționalitate, și le urez noi izbânzi în muncă și în viață, spre binele lor și al familiilor, spre binele țării și al întregului nostru popor. Noua secție de tâmplărie a fabricii de mobilă din Rădăuți a realizat în ultimul trimestru remarcabile depășiri de plan. Relatarea își sporește rezonanțele dacă o completăm cu informația că muncitorii acestei secții sunt elevei liceului numărul 2 în orele lor de practică. Rădăuțiul, oraș până nu demult cunoscut mai ales pentru industria castraveților murați, califică strungari, frezori, sculeri dintre elevii liceului numărul 1. Practica în producție a dat o nouă dimensiune vieții școlare a orașului. Produsele de artizanat, inspirat migălite de fete și obiectele executate de băieți, ar putea fi comercializate într-un magazin special al elevilor. Sugerăm organelor locale rădăuțene că aici nu-i vorba de comerț, ci mai ales de educație. Splendidelor ierne ale poenii Brașov, gospodarii steți le-au adăugat un nou punct de atracție, Coliba Haiducilor. Un local decorat cu gust și rafinament și care își respectă numele. Specialitățile casei, vânatul și puiul fript în sabie. În ziua vizitei noastre, printre cei prezenți se aflau și numeroși turiști străini. Dar după câteva păhărele de fetească, toată lumea vorbea aceeași limbă.
Perinița. Tembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat expoziția de autoutilare în agricultură și industrie alimentară, organizată în pavilionul de pe malul lacului Herăstrău. Pe baza indicațiilor anterioare ale secretarului general al partidului, uzinele de fabricație, reparații și montaj din cadrul agriculturii noastre au asigurat un sortiment mai mare de mașini, instalații și piese de schimb, creindu-se în unele cazuri disponibilități de export. În discuțiile purtate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat realizările obținute și a recomandat intensificarea acțiunilor pentru diversificarea utilajelor destinate industriei zahărului, a celor pentru industrializarea cărnii, a mașinilor și instalațiilor pentru prelucrarea și conservarea produselor alimentare. Vizita de lucru, în cursul căreia au mai fost examinate probleme privind dinamica zootehniei românești, a constituit încă o atestare a grijii secretarului general al partidului pentru rezolvarea sarcinilor complexe pe care le ridică dezvoltarea economiei naționale, orientarea fermă. O nouă unitate comercială, bufetul auto. Cetățenilor orașului nostru solicită cât mai puține pierderi de timp. Unei asemenea necesități îi corespunde din plin bufetul automat, care sperăm că va satisface exigențele consumatorilor. Ora 24. Emisiunea noastră s-a terminat. Noapte bună, dragi ascultători! E ora când adorm până și iubitorii de muzică. Dar luminile Bucureștiului nu se sting. Pe marile bulevarde, tramvaile vor circula toată noaptea, deși din motive temeinice, unii preferă jetaxul. E ora când se întețește bătălia cu zăpada. Și ora când ies primele pâini ale dimineții ce vine. Anunțat sosirea iminentă a unui nou cetățean al orașului. Și în fine, reporterii noștri au căzut de acord că sunt suficient de înghețați. Un zâmbet înflorit de mărțișor. Din vremuri uitate se păstrează în datină să cinstim la început de martie pe tovarășele noastre de viață. Sunt 10 milioane în toată țara. Sunt alături de noi în fiecare loc de muncă. Indiferent de profesiunea pe care o au, omagiul suprem se cuvine femeii mame, celei prin care ne legăm de trecut și ne ridicăm în viitor. E ziua ta, măicuța mea cea bună, dacă aș putea, te-aș prinde în cunună, tot trandafirii zorilor ușori. Și cântecele ca pe niște flori,
și razele de soare și de lună, pe toate ți le-aș prinde-n cunună. Dar până cresc nu pot, oricât aș vrea, decât să te sărut, măicuța mea. Pe duminica lui August, la Mangalia, s-a sărbătorit Ziua Marinei Republicii Socialiste România, în prezența tovarășului Leontin Sălăjan, ministrul forțelor noastre armate, care a trecut în revistă echipajele navelor ancorate în port. Conform tradiției, Neptun, zeul mărilor, deschide seria întrecerilor marinărești. Demonstrații de măiestrie, agilitate și îndrăsneală. Un spectacol inedit, parada navelor alegorice, evocând momente din istoria marinei noastre. Ziua Marinei s-a încheiat sub cascada feierică a jocurilor de artificii. În pădurea Snagov am fost oaspeții taberelor de vară în care își petrec vacanța săptămânal câteva sute de copii. Programul zilnic începe cu tradiționala gimnastică, după care au loc exercițiile liberales. Cuprinderea multitudinei de ocupații n-am putut-o rezolva decât prin această inedită ridicare la pătrat. La revedere, vacanță, dragă! Un foc de tabără încheie aceste zile vesele și tinerești, despre care copiii vor vorbi multă vreme în recreațiile apropiatului nou an școlar. Ada Calei. Insula cu exoticul său parfum oriental, cu dulciuri gustoase. Cu cafelele sale renumite și cu țigaretele sale cunoscute și aromate, își trăiește acum ultima toamnă. După ce cei 500 de locuitori ai insulei, împreună cu bunurile lor, vor fi strămutate pe locurile pregătite dinainte, Ada Calei va fi acoperită de apele lacului de acumulare al celei mai mari hidrocentrale a țării, centrala electrică Porțile de Fier. Deșteptarea la combinatul avicol de la Tâncăbești, uriașă creșă și internat al păsărilor, cu peste 400.000 de înmatriculați anual. Crescute după ultimele cerințe ale zootehniei, curcile și găinile beneficiază aici, datorită comenzilor unor ceasuri și elemente electronice, de lumină dirijată, aer condiționat, o temperatură constantă produsă de lămi cu raze infraroșii. Igiena, ca și hrănirea, operațiuni complet mecanizate, permit unui singur om să îngrijească în același timp 6.000 de păsări. Înalta productivitate a combinatului reiese și din registrele contabilității. Până la 25 noiembrie s-a îndeplinit planul valoric al producției globale pe întregul an 1966. Concurs internațional de călărie la București. Am filmat pentru dumneavoastră, poate și din solidaritate de breaslă, întrecerea pentru premiul Asociației Cineaștilor, proba de forță cu obstacole de circa 1,5 metri înălțime. După o cursă de 2600 de metri, cehoslovacul Martin Bor a urcat, dacă se poate spune așa, pe calul învingătorilor. De la Congresul Nouă An Eroici, efigiile țării le împlinim prin muncă. Zi de zi, neobosiți, vasluiul plai de vis îl înflorim. Cu Ceaușescu în frunte, mereu la datorie, am cunoscut ce înseamnă de plin stăpân să fim pe fericirea noastră.
iar calda omenie prin el ne este faptă și ideal sublim. Prin el se înalță al țării viitor, căci gândul treaz și inima-i fierbinte conduce ceas de ceas al său popor și mersul nostru sigur înainte. Elena Ceaușescu e întruchipare vie a dragostei de țară, a muncii înălțătoare, rodind mereu idei cutezătoare și visului, dându-i temei de zbor. Noi taine descifrează în știință, pentru prezent și pentru viitor. Prin Ceaușescu, noi cinstim partidul și timpul socialist ce-l trăim. Noi din Vaslui suntem în glas cu țara. Pe dunga florilor, pe cer ușor un bob de rouă. Orașele clipesc din somn, iar codrul ca un mare domn și-a pus pe umeri haină nouă. E atâta frumusețe în jur, izboarele au glasul pur, vreau să le țes într-un covor. România are în frunte un erou între eroi, ce și-a făurit prin vreme un destin vizionar. Comunist călit în lupte, purtând limpede spre noi timpul suveranității, scris în plaiul legendar. Vă mulțumim, bărbat viteaz, deschizător de eră, conducătorul nostru cel mare și cel drept, care slujiți partidul și țara cu iubire și făuriți destinul cu gândul înțelept. Și acum, ca în fiecare toamnă a roadelor, mâna dăruită a soldatului vărnicește acolo unde e nevoie de ea. Iar acum, pentru mulți ostași, îndeletnicirea zilei se numește porumb sau steclă, struguri sau soia, oricum, prezență la chemarea țării, prezență destoinică, acolo unde datoria le cere. E frig? Soarele strălucește arareori, a nins, acum plouă, e tot mai greu după cum se vede. De acum hotărător, înstrângerea și depozitarea întregii recolte este, trebuie să o spunem, ritmul militar. Despre hărnicia și dăruirea ostășească pe ogoare, colonelul Aurelian Ionescu a stat de vorbă cu șeful fermei Valea Mieilor, Traian Drăgănescu. Ne aflăm la începutul lunii noiembrie. Am reușit până la această dată să strângem recolta după cele 160 de hectare de vie față de cele 170 care avem. O producție foarte frumoasă. În această perioadă, un sprijin deosebit ne-a dat militarii din detașamentele conduse de maestrul militar Drăghici Ioan și Șeliman Dumitru. Detașamentele conduse de dânsii au dat dovadă de multă disciplină și au îndeplinit norma în fiecare zi, chiar în zilele cu intemperii. Ca în vremea de acum, iubirea pentru țară nu-i mai mare. Când țara urcă tot mereu spre soare, o inimă ne arată acest drum. La porțile prieteniei bate apelul său de pace viu în noi. El nu mai vrea necazuri și război, ci numai dragoste și doar dreptate. El, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul ce gândește al țării bine, a fost ales să ne călăuzească. Urmându-l, toată țara românească și-a șterne drum spre zările senine. Este solara țării dimineață și îndemnul către munca cea fertilă, clădește temelia cea stabilă, urcăm cu el spre comunista viață. Îi stă mereu alături, aleasă luptătoare, Elena Ceaușescu, un suflet bun, vibrant, savant de înalt renume și activist de seamă, slujind cu demnitate al țării vis înalt. Noi, șoimii, pionierii, suntem ale țării tinere vlăstare. În epoca de glorie ce țara o trăiește, copilăria noastră se definește prin muncă spre afirmare.
Și nu vedeți că totul seamănă cu o casă? Că totul are rânduiala nume. Între pereți de munți, apărați de iarbă și poartă de ape, să umblăm în lume. Nu vedeți că prea e totul așezat în bună știință să fie întâmplare? Că prea suntem în rostul nostru ca să fie voia oarbă ziditoare? Pământul prea aproape, prea murit aici, fără pohtiri de pradă, fără dorinți străine, iubind ce-a fost al nostru, purtându-l mai departe. Revarsă vara-n spice marea sa de rouă, tălăzuind a pâine prin aerul torit, și-a viață roditoare, și-a fericire nouă, pe calea comunistă deschisă de partid. O patrie de inimi, gândindu-și viitorul, păstrează libertatea pe temelii firești, prin cel ce este astăzi a toate veghetorul și bărbătescul simbol al gliei românești. E Ceaușescu, omul făuritor de vise și clăditor de pace sub demnul tricolor. El știe să cuprindă cu brațele deschise adâncul și înălțimea fântânilor de dor. De ani de mândră cutezanță în care columne am durat, sunt ani în care țara se înalță pentru a trăi astăzi cu adevărat. Noi, patriei de mâine, făurari vom fi, așa precum ne-ați dat povață voi, comuniștei țării, meșteri mari, suprema noastră pildă pentru viață. În epoca de glorii, aici, pe strămoșescul pământ, sub roșul steag, sub tricolor, partidul Ceaușescu, România, ne făuresc un mare viitor! Și lui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, le adresăm caldă urare după datin din vechime, sănătate și mult bine, putere de muncă mare pentru a țării dezvoltare. În vârsta patriei se așează în acest an 4 decenii și jumătate de muncă și înfăptuiri, în pace și în libertate. O epocă de aur dă vârstei noastre înțeles și țării împliniri, prefigurate la cel de-al 9-lea congres. Mărețe perspective spre noi cu de progres ne vor deschide hotărârile celui de-al 14-lea congres. Astăzi, fiii vasluiului nou aduc un cald omagiu partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în anul celui de-al 14-lea congres și a 45 de ani în deplină libertate, printr-un imn din inimă, scris cu inima fierbinte a timpului nostru incandescent. A te sprijini de propriul tău pământ când ești sămânță, când iarna își lichefiază oasele ei albe și lungi și primăvara se ridică. A te sprijini de propria ta țară când omul ești singur, când ești bântuit de neiubire sau pur și simplu când iarna se descompune și primăvara-și mișcă spațiul sferic, asemenea inimii, din sine însăși spre margini. A intra curățit în muncile de primăvară, a spune semințelor că sunt semințe, a spune pământului că e pământ. Dar mai înainte de toate, noi suntem semințele. Noi suntem cei văzuți din toate părțile deodată, ca și cum am locuit de-a dreptul într-un ochi sau un câmp pe care, în loc de iarbă,
Crespi. Vous savez enfin que les pièces d'art peuvent rehausser un certain prestige, mais je crois qu'il avait surtout un côté, comment dirais-je, un côté kleptomane, si vous voulez. Oui, ils ajoutent du patrimoine roumain et du patrimoine européen, qui ont été, les gens du musée d'art ont commencé de faire l'inventaire, ils sont préparés pour cet inventaire. Je le vois pour la première fois, toujours le kitsch, c'est de l'argent et de l'or, cadre pour un portrait présidentiel, vous le voyez bien là-bas. Ça doit être difficile à supporter pour un spécialiste de, pour le spécialiste de l'art que vous êtes de voir tout ça, non? Oui, bien sûr, mais je fais de la sociologie de l'art. Je vous répète, c'est qu'il y a des fous dans l'histoire de l'humanité qui font toujours des choses pareilles, depuis Nero et Caligula à Rome jusqu'à Hitler et Mussolini. C'est un cas tout à fait paranoïaque, c'est un cas tout à fait particulier. Ça m'intéresse beaucoup en tant que cas culturel, quoi. Bon, c'est triste de le dire, à une époque où il y a eu des sacrifices humains, mais on découvre ça avec un intérêt croissant. Comment est-ce qu'on a ignoré tout ça? Parce que nous étions des ignorants. Moi, je savais, par exemple, par mon métier, qu'il y avait des pièces qui se trouvaient ici, mais je n'aurais jamais soupçonné qu'il y a des choses d'une très grande valeur, et surtout des choses que personne ne voyait, et des choses qui étaient dans un rendre compte de ce paradoxe. Peut-être en Amérique du Sud, je ne veux pas vexer personne, peut-être dans des pays africains, je pense, peut-être le palais de Bokassa, c'était quelque chose de pareil, mais dans un pays européen, qu'on est arrivé à des choses pareilles, ça c'est inconcevable. Vous pouvez me reparler de votre expérience de soldat? Ça a duré 5 jours, mais ça vous a marqué. À gauche. Dormitorul celor doi. Vous voyez, c'est dément car on voulait copier un certain style, mais on faisait toujours du kitsch, vous voyez. Les murs et les moulures dorées, tout ça c'est du kitsch. Un kitsch effroyable. Alors vous voyez le match et le jour de France qui trône. Pour nous c'était évidemment interdit. On a trouvé des livres élémentaires, tout à fait élémentaires, qu'ils lisaient eux. Tiens, bon, je pense que ça va aller au niveau sonore. Je te cale le micro là, on continue à le prendre. Je ne bouge pas. Excuse-moi. Tu me bouges, je prends les infos. Voilà.
lit. Baby, don't say a word. Papa gonna buy you a mockingbird. That mockingbird won't sing. Papa gonna buy you a diamond ring. That diamond ring turns brass. Papa gonna buy you a looking glass. And if that looking glass should break, Papa gonna buy you a chocolate cake. Let's bam. Cake you eat, Papa gonna buy you a puppy sweet. Did that puppy, 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 puppy won't bark. Vale, maică. Închinare comunei Scornicești, satul natal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii și secretarul general al partidului. Cu tălpile de sculțe, încarzând de pulberea încinsă în miez de vară, mai de demult, ori foarte de curând, cu toți venim ca țara de la țară. De acolo unde neamul de țărani și-a înfipt ca munții adâncă rădăcină, ca până la noi, de 2000 de ani, un drum în sus, din sat în sat, să vină, urcând pieptiși, abia într-al nostru veac din Scornicești, un alt făgaș își taie, iar ursul Nicolae din Albac se cheamă Ceaușescu Nicolae, cu sufletul... Cu sufletul mognind de răzvrătiri, purta cu el spre zări de fabrici satul, demn precum domnul de la Vladimir, neînfricat ca Horia împăratul, un comunist, înainte mergător spre a fi dreptatea în țara lui stăpână, fiu de țăran, unind ca muncitor, ciocan și seceră într-aceeași mână. Doar Scorniceștii lăcrimau durut cu maica în vatra dorului rămasă. Ca azi, cu toți, oriunde ne-am născut, să revenim în satul lui acasă.